Și nu în ultimul rând, să mai discutăm un pic despre actualul subiect, când verifică cheia divorțului. Astăzi, întâmplător, mă aflam la recepția a unui service unde erau două fete. Acolo, o fată făcea programarea și o fată făcea ceea ce se chema haideți să-i spun chitanțierul, bonul fiscal, factura. Și dintr-o dată unul dintre băieți stringă: și ai verificat toate cheile? Toate cheile le-am verificat. Și cheia divorț, și cheia divorț. E, și ele, la un moment dat, fac ca o scenă. Erau două prietene bune, știi? Și discutau, și vorbeau. Ceva de genul: auzi tu, fată, chiar toate cheile le-ai dat? Da, fată, toate cheile, inclusiv cea cu divorț și recăsătorie. Iar cealaltă promisese: du-te mă de aici! Cum să dai divorț la așa ceva, știi? Și într-o dată se despart. Una era în stânga, una era în dreapta. Adică deja la amândouă fetele care erau la recepție, cucuiete, au percutat chestia aceea. Am verificat toate cheile, inclusiv cea cu divorț, recăsătorie. Inclusiv toate. Dar toate, toate, toate. Și la un moment dat, una dintre ele se trezește: bă, e o chestie super nașpa, super interesantă la mine în viață. Parcă n-aș vrea să verific cheia divorț și recăsătorie. Practic, n-a vrut să fie acea Didi care a luat telecomanda lui Dexter și a apăsat pe buton. Deci, acea fază nu o să poți să îți dai seama niciodată. Cea din stânga îți făcea facturi și toate facturi bun, piese și ce mai aveai nevoie pentru serviciul respectiv, pentru mașina respectivă, care era foarte sigură pe ea că toate cheile care le-a verificat sunt foarte bune, inclusiv divorț și căsătorie. Cealaltă, dintr-o dată, cred că această cheie, cum să zic, la început să potrivea ce divorț și recăsătorire. Practic, din primul divorț ai rămas cu un copil sau cu un câine, cu o mașină sau cu un televizor color sau mai știu eu ce. Iar în celălalt, după căsătorie, familie, casă, mașină, ca reclama cu Fiobilin, când te doare a ta bilă. Tare, nu?